Valiza, cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Tăietorul de lemne Poveste populară Trăia odată într-o pădure un tăietor de lemne Omul avea o căsuță modestă și o droaie de copii Iar ca să-și întrețină familia numeroasă Muncea din zor și până noapte. Într-o zi, merse ca de obicei în pădure să taie lemne și rămase să muncească până seara târziu. La un moment dat, obosit ca vai de el, se duse la râu să-și spele fața și să se răcorească puțin. Dar, într-o clipă de neatenție, îi căzut toporul în apă. Tăietorul se așeză pe mal și începu să plângă necăjit, căci cum mai putea lucra el fără toporul său? La un moment dat, o făptură frumoasă, cu păr lung și ochi de culoarea frunzelor, se ivi lângă el. Era chiar zâna pădurii. Omule, ce cu tine de plânge marnic? îl întrebă ea. Ce să fie frumoasă zână? Mi-am pierdut oporul și nu mai pot lucra. Și apoi, nu știu să not și nu pot să-l caut în lacul acesta adânc, zise tăietorul de lemne. N-ai nicio grijă, ți-l aduc eu imediat, îi spuse zâna și dispăru în apă. Nu peste multă vreme, zâna a apărut la suprafață și aduse un topor cu totul și cu totul din aur. Însă tăietorul se supără și zise. Nu, ăsta nu e toporul meu. Zâna intră din nou în apă și de data aceasta îi aduse un topor din argint. Dar tăietorul de lemne îi răspuns același lucru. Toporul nu era al lui. Zâna intră în apă pentru a treia oară și i aduse un topor din bronz. Nici acesta nu e al tău, îl întrebă zâna pădurii. Nu, nu e al meu. Pe al meu nu o să-l mai găsim, răspunse tăietorul și începu să plângă și mai tare. Zâna intră în apă pentru a patra oară și i-a aduse în sfârșit toporul tăietorului de lemne. Vai, cum se mai bucură omul! O, oh, frumoasă zână! Îți mulțumesc din inimă că mi-ai găsit toporul. Acum pot să muncesc din nou pentru familia mea." Nu te grăbi așa, omule. Așteaptă!" îi zise zâna pădurii. Vreau să-ți dăruiesc ceva. Toporul de aur, pe cel din argint și pe cel din bronz. Pentru că ai fost atât de cinstit, ia și du-le acasă la tine." și zâna dispăru în pădure cât ai zice pește. Iar tăietorul de lemne nici nu mai a avut timp să-i mulțumească. Porni apoi spre casă, fericit, și pe drum se întâlni cu un alt tăietor de lemne, căruia ai povestit cele întâmplate. Auzind ceea ce pățise, cel de-al doilea tăietor se gândi să facă și el la fel. Doar, doar se va îmbogăți dacă îl va vedea zâna pădurii. Alergă deci la râu și își aruncă toporul. Apoi începu să plângă în hohote. Nu după multă vreme apăru și zâna pădurii. Ce se întâmplă, omule? De ce plângi? îl întrebă zâna. Plâng, pentru că mi-am pierdut oporul în apă și nu știu să not. Îi răspunse cel de-al doilea tăietor de lemne. Zâna nu stă mult pe gânduri și intră repede în apă. La puțin timp se întoarse cu un topor din aur. O, oh, mulțumesc, zână bună! Răspunse în culmea fericirii tăietorul de lemne. Acesta este toporul meu! Și întinse brațele să ia toporul cel valoros. Însă zâna se înfurie peste măsură. Aruncă în apă toporul din aur și îi zise. Ai mințit, omule! Du-te și caută-ți singur toporul! Cel pe care cu mâna ta l-ai aruncat în apă și ține minte că cinstea pentru un om este mai presus decât aurul. Și uite așa, zâna dispăruse pe loc, iar cel de-al doilea tăietor de lemne rămase fără topor. Și-am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba, și al Consiliului Județean Alba.